Că și bine ați venit la Măruță. Iată, campionii vin la noi pe canapea, oameni buni, indiferent de vârstă, pentru că de data asta îmi cer scuze, Marius Urzică, principalul invitat este Alex. Bună ziua, mă bucur că ne aflăm aici la noastră și sperăm să avem ocazia de câte ori va câștiga, să sperăm de cât mai multe ori să fim prezenți. Tu ești astăzi însoțitorul lui, te rog mult de tot, ok? Alex, tu ești cel mai tare, ai 6 medalii din 7. Da. Povestește-mi cum a fost. A fost la campionatul de junior de gimnastică, nu? Da, la campionatul național, la nivel 1, a fost destul de ușor, dar am avut și foarte multe emoții. Ai avut emoții, dar nu trebuie. Da. Tu, practic, acum în clasa 10 ani, înseamnă că ai terminat clasa 3-a? Da, am terminat clasa 3-a și trec în a 4-a. Și treci în a 4-a, iar la școală, toți de la școală știu că tu ești campion? Da, toți știu, toți m-au felicitat și sunt foarte fericit de asta. Uite, văd și imagini cu tine și poate cei care se uită acum la mesaj ne trimit mesaje pe numărul de WhatsApp pentru tine. Și poți să mă uiți un puțin la medalii? Da. Te rog mult de tot, lasă, ține-le la gât, nu le da jos că sunt ale tale. Deci locul întâi, spune-mi tu asta, de ce? Campionatul Național Juniorilor 3, nivelul 1, locul întâi, nu? Toate, că toate sunt la fel, nu? Da, toate. Toate sunt de aur? Aparate diferite. Da. Deci toate sunt de aur, pe aparate diferite, adică ia zi, ăsta la ce? Nu mă știu. Individual? Nu contează, că toate sunt la fel, de asta zic. Individual? Individual. Așa. Paralel. Cal. Sol. Inel. Și bară. Și bară. Mamă, cât de tare ești. Dar stai un pic, am o problemă. Uitați-l pe puștiul ăsta minune, oameni buni. Îl cheamă Alex Urzică, este campionul la junior și este copilul mega campionului Marius Urzică. Dar fii atent, știi ce vreau să te întreb? Dar a 7-a de ce n-ai luat-o? Am ratat la sărituri, am ieșit pe locul 4 și nu am fost foarte fericit. Am vrut să le iau pe toate. Păi și ce n-a funcționat? Adică nu, normal că să te mai pregătești de sărituri, că te-ai pregătit la celelalte, nu? Da. M-am pregătit și la sărituri, doar că la alergare nu am reușit să alerg cum trebuia și m-am împiedicat, cum să zic, înainte trambolinii. Stai liniștit, eu și când nu alerg mă împiedic. Adică nu e nimic, dar ești tare. Bravo ție, felicitări. Și fii atent aici, fii atent, uite-te la mine ca să înțelegi cât de tare ești tu, Alex. Vreau să-l întrebăm pe celebrul Marius Urzică, la 10 ani câte medalii a luat la un singur campionat? Aici cred că avem concurență pentru că și eu la prima mea competiție la campionatele naționale am reușit să le luăm pe toate 7. Nu pot să cred! Da. Serios? Serios. La asta nu mă așteptam pe cuvânt, de asta zic, la asta deci nu mă așteptam. Se pare că îmi calcă pe umeri. Pe urme, mă bucur enorm de mult că îi place ceea ce face și sper din tot sufletul la cât mai multe medalii de acum încolo. Așa să fie, Doamne ajută! Nu cred, nu știam că da, și tu la 10 ani la fel, adică toate medaliile. Toate. Dar fii atent, vreau să întreb ceva pe Alex. Mă, Alex, tu știi că tatăl tău, Marius Urzică, e considerat cel mai bun gimnast din lume la cal cu mânere. Din lume! Adică din toată lumea asta e considerat cel mai bun. Da, este considerat cel mai bun deoarece a avut un palmares foarte mare cu medalie de aur olimpică, a luat 10 nota maximă și da, este cel mai bun din lume la cal cu mânere. Deci știi, nu? Bravo! Dar știi unde a luat titlul ăsta olimpic? Da, la Sydney. În 2000. În 2000. Câți ani aveai în 2000? Eu nu mă născusem. Am vrut să te bag un pic în dificultate, așa. Aparatul tău preferat care e? Solul. La sol îți place cel mai mult? Da. Iar antrenorul tău preferat? Tata este antrenorul meu preferat. Dar nu te enervează câteodată? Nu, niciodată. Niciodată? Pentru că știi că ce vreau să zic, el este și antrenorul lotului naționalei de gimnastică, nu? Da, este și antrenorul lotului național de gimnastică și antrenorul meu, uneori. Și acasă te pune să faci ceva în plus? Nu, acasă. N-aveți cal cu mânere acasă? Nu. N-aveți de la un cal cu mânere în bucătărie? Nu. Am improvizat și acasă, dar nu, acum, în perioada pandemiei, într-adevăr, am cumpărat o oală, așa, am acoperit-o unde făcea o grămadă de cercuri. Nu poți să crezi, deci, în pandemie, da, ai cumpărat o oală de asta? O oală, așa, am pus un mic burețel deasupra să nu alunece și acolo am făcut exerciții la cal cu mânere, cum să nu. Plus alergări oala și plus atât. Oala fără mânere. Bravo, Marius! Mă bucur atât de mult de fiecare dată când vii la noi la emisiune, pentru că pe lângă faptul că, iată, campionii vin la
aici la Măruță, vine noua generație, iar Alex îți calcă pe urme și sper din toată inima să ajungă la performanțele tale și să le întreacă. Și noi sperăm același lucru. Important e în acest sport să fie în primul rând sănătos, de dorit își dorește, are voință, are calitățile necesare, deci nu rămâne decât să fie sănătos și să muncească la fel în continuare. Dar spune cum arată o zi din viața lui Alex, când are școală, antrenamente, competiții. Are o zi foarte încărcată și așa este pe tot parcursul săptămânii. Începe de la 7:30 când plecăm la școală, rămâne la școală după ora 12 până la ora 1:30 la after school. La after school, după after school îl iau, se schimbă mașină, mănâncă mașină, iar la ora 2 începe antrenamentul. Și termină antrenamentul la ora 7. Ajungem acasă undeva pe la 7:30-8. Deci, ca atare, asta este programul lui zilnic, mai puțin sâmbătă și duminica, când mai are timp să mai joace și fotbal, de ce nu, să ne mai plimbăm cu bicicleta și să mai facem și alte activități. Asta e performanța, nu se face ușor. Așa este. Iar Simona, soția ta și mama lui Alex, și a fost gimnastă. Așa este, și a făcut gimnastică, din păcate, din cauza unei accidentări la cot. A fost operată și a fost învoită să se retragă din performanță. A fost și ea în lotul de junioare de la Onești. Foarte frumos. Da, amândoi copiii fac gimnastică, pentru că mai există și Jasmine, nu? Există Iasmin, încă este prea mică. Jasmine, ciucă, suntem pe euro, pe ăsta. Poligloți. America, exact. Este încă micuță, deocamdată are 5 ani, facem Iasmina, ceva nu? Dansuri. Da, are 5 ani și în afară de aia mai este și Andrei, care este la facultate, la Academia Militară. Care are 20 de ani, 21. Deci stai, prima dată e Andrei, 21 de ani la Academia Militară. Exact. După aia este Alex, campionul Alex, național, exact. Da? Și apoi este Iasmin, 5 ani, dansuri. Deocamdată. E activitate la voi în familie. Este și e binevenită. Și pe privința asta aș sfătui pe oricare din părinți să meargă liniștit și să ducă copiii să aibă activități, să se dezvolte armonios și să aibă tot ceea ce își doresc făcând mișcare. Așa este, mai ales că vine vacanța de vară și poate până unii pleacă în vacanță sau până își facă un program clar stabilit, pot să-și ducă copiii la diferite sporturi, și la gimnastică, și la not, și la tenis. Exact ce ai tu, să se dezvolte copiii armonios. Chiar este nevoie, pentru că la ora actuală tot sportul românesc duce lipsă de copii și mai ales și după această pandemie, de fapt și acum mai există această pandemie, dar cel puțin ni s-a dat drumul posibilitatea să ne antrenăm din nou. Deci, cu încredere, dragi părinți, aduceți copiii la sport și... Pentru că e sănătate, în primul rând. Exact, va fi un lucru benefic pentru copiii dumneavoastră. Am o întrebare grea pentru tine. Dar grea de tot. Tu ești Marius Urzică, cum ziceam, cel mai singurul român cu titlu olimpic la gimnastică masculină. Ești, cum spuneam, cel mai tare din lumea asta la calcumânere, dar titulaturi date, cum să zic, nu că te măgulesc eu aici, nu-s date de mine. Așa e statistica, da? Da. Marius Urzică, și vreau să te întreb, tu cunoști tot ce înseamnă gimnastica mondială, cunoști tot ce înseamnă gimnastica românească și acum vine întrebarea, bagă de aia tensiune, ca la Cabral, ce spun ăsta de român, avem, nu? Ok. Bagă tu, ciucă, fă tu așa. Fă tensiune, fă tensiune. Din găleată și la noi tot cu găleată. Întrebarea este, când vezi următorul român cu șanse la medalia de aur la Olimpiadă? Sincer să fiu, m-aș bucura din tot sufletul în acest moment pentru Marian Drăgulescu, care este singurul calificat la campionatele, la Jocurile Olimpice. Și el este cel mai medaliat sportiv român. Exact, unul dintre cei mai medaliat sportiv, dar din păcate îi lipsește exact acea medalie de aur. M-aș bucura enorm să se întâmple într-o perioadă foarte scurtă și mai exact acum la Tokyo. Anul ăsta, îi ținem pumnii, exact, și chiar îi dorim Marian Drăgulescu. Iar dacă nu, probabil că următorul nu că este băiatul meu, probabil că el este unul dintre pretendenții care, dacă va continua în felul ăsta, își va îndeplini visul. Uite-te aici, m-a făcut piele de găină, jur, uite-te. Pentru că asta e, deci tu, ca tată, îți vezi copilul acolo și dorința, bravo, felicitări. Mulțumim. Alex, tu ce-ți dorești? Spune-mi, să ajungi acolo, să iei toate medaliile astea? Da, doresc să ajung la Olimpiadă, să iau toate medaliile, cum le-am luat și la campionatul național. Bravo, sunt convins că o să reușești. La școală ai vreun fată de care îți place? Nu. Las că asta vorbim noi, între noi doi.
din partea publicului această întrebare a fost depunctată, Ciucă. Sunt foarte mulți oameni care zic, Măruță, ce întrebare groaznică. Inclusiv colegii noștri, Ciucă. Mie mi-a plăcut. Au zis atâta post prezentatorule, X. Am vrut și eu să... Să par de gașcă. Dar spune-mi, alte pasiuni ce mai ai? Mai ai timp? Adică spuneam tata că în weekend, nu știu, cu mingea, dar pe Xbox, pe PlayStation, ai timp? Îți place? Da, îmi place. Mă joc cu bunicul meu și mă distrez. Da? Cu cine? Cu bunicul meu. Cu bunicul joci pe PlayStation? Da. Nu credești, cu bunicul pe PlayStation? Da. Bravo, e tare. Deci Fortnite cu bunicul pe PlayStation? Joc și Fortnite, dar mai mult lui îi place FIFA. Deci cu bunicul FIFA? Da. Mamă, înseamnă că bunicul se uită și la Euro 2020. Da, azi ne uităm în fiecare seară toți. Nu cred, ce favorita ta cine e la campionatul ăsta? Franța. Franța? Da. Bravo, îți place Mbappe? Da, foarte mult. Și bunicul? Nu știu sigur ce îi place, că am văzut cu ține cu foarte multe echipe. Am înțeles. Da. Da, bunicul ce zice? Fii sincer cu mine, ce zice bunicul? Cine e mai bun la gimnastică, tu sau tati? Nu știu. Eu zic că tu. Mamă, auzi, bunicul e rupe FIFA în două. Foarte frumos. Și ultima întrebare, înainte de a vă mulțumi că veniți aici, dacă am face un concurs de flotări între Marius Urzică și Alex Urzică, cine ar câștiga? La tonusul pe care îl are antrenându-se zilnic, cred că ar fi învingător. Cam câte flotări poți să faci? Nu știu, n-am... Adică poți mai mult de 10? Aproximativ. Da, mult mai facem. Mai mult de 10? Facem la antrenament câte 20. Într-o serie? Într-o serie și avem două serii. Dar deci... pot face mult mai multe. Adică 40-50 așa, la încălzire pentru tine, nu? Eu acum, dacă stau să mă gândesc, Ciucă, ții minte când am făcut noi amândoi concursul ăla și am făcut maxim vreo 7, dar nu era vârful nostru de... Puteam 10. Puteam să ne ducem la 10, dar asta era cu 3 ani, când eram un pic antrenați. Alex, să știi că noi mai și glumim aici, pentru că vrem din toată inima să te felicităm. Ești un copil minunat. Mulțumesc. Și sincer, să ajungi acolo unde îți dorești. Mulțumesc. Îți mulțumim mult de tot, Marius Urzică, jos pălăria pentru tine, jos pălăria pentru toți campionii și îi transmite și lui Marian Drăgulescu exact toate gândurile bune și să obțină aurul ăsta olimpic la Olimpiadă, pentru că ne-am bucurat pentru el și pentru sportul românesc. Așa este. Marius, ești minunat, să știi. Îți mulțumim mult. Alex, felicitări. Ai voie măr portocal la ora asta sau că regimul presupun că e un pic mai strict? Mai puțin cam târziu să mâncăm un fruct pentru că vom merge direct la antrenament. Și fermentează. Exact. Ai înțeles, Ciucă? Deci noi de asta câteodată mai avem niște mici scăpări pentru că mâncăm fructe înainte de emisiune. Nici scăpări, înțelegi tu la ce mă refer. Perfect, vreau să-i bâlbe aici, în direct. Bă, ne mai poate să-i că lumea nimic, că vă gândiți mai la prostii.